Mă simt foarte fericit că a marcat primul meu gol această echipă. Am venit acum în vară și vreau să marchez cât mai multe goluri pe viitor. Mă bucur că am adus victoria astăzi și sper la câte mai multe victorii pe viitor și să prindem play-off-ul. O victorie foarte importantă pentru că este obținută mai greu decât mă așteptam, pentru faptul că adversarii veneau și ei după victorie în deplasare și probabil că își dorea foarte mult să obțină primele puncte pe teren propriu cu altă echipă decât Oltenița. Mă bucur foarte mult pentru că jucătorii au avut o atitudine bună, nu au tratat jocul cu superficialitate sau cu relaxare, dimpotrivă s-au angajat la efort, au făcut un joc cu momente bune și uneori mai puțin bune, dar în final suntem fericiți pentru că am obținut aceste trei puncte. Mai mult de atâta, trecem venind după o perioadă bună, spun eu, după este a treia etapă în care nu pierdem, dimpotrivă avem două victorii și mai ales faptul că am întâlnit două echipe în prima parte, mă refer la Faru Constanța 2 și la Popești Leorden, două echipe din primele patru locuri pe care le-am depășit cu brio și asta mă face să am încredere în continuare în jucători și să mă felicit pentru că sunt antrenorul acestei echipe la acest moment. Sper ca aceste ultimele patru etape care au mai rămas de disputat să ne ridicăm la același nivel pe care l-am arătat în ultimele etape și să obținem succesele pe care le așteptăm. Prin aceste succese nu vrem altceva să facem decât să ne bucurăm noi în primul rând și să vadă lumea că ne-am făcut datoria, în același timp să bucurăm oamenii din această localitate, inclusiv conducerea. Sper că atunci când se va da drumul la spectatori, acasă să avem și noi suporterii noștri, pentru că această echipă merită să fie susținută.